Nu știu cât de bine o să se audă asta, însă sunt în sudul Greciei, în apropierea insulei Lefkada și mă aflu într-o zonă asemănătoare cu niște dune de nisip. Bate vântul foarte rău și nu știu dacă o să se audă foarte bine și aici o să petrec următoarele câteva ore în căutarea reptilelor și altor forme de viață. Până acum am găsit doar acest cărăbuș de aici de jos, din păcate, dar vom continua și vă voi arăta ce voi găsi. Furnică și am pus-o acolo jos și vedeți că nu poate să iasă și larva de antlion. Vedeți cum încearcă să o prindă. Am și o colonie de noodle desert ants. De data asta colonia e un pic mai mare. Adică au găurit asta așa. Oh! Și mă atacă. Tăcuța asta care arată destul de interesant. Vedeți? Nu, e o furnică vie. Stai, ce? Cam așa arată pe aici. Au, am înțepat într-o plantă. E tot nisipul ăsta. Și plantele astea pe aici seamănă un pic cu dunele de nisip. Însă nu sunt sigur dacă sunt dunele de nisip. Și eu o să mă uit după urme proaspete din nisip de aici. Și dacă e ceva gen ca o dâră, nici chiar așa, cam așa, atunci o să fie, e probabil un șarpe și o să urmăresc dâra și dacă găsesc șarpele e și mai bine. Am mai mers câteva minute și am mai găsit încă un cărăbuș din acesta negru aici. Se pot vedea și urmele lui în nisip. Stai să vi-l arăt mai bine. Uitați aici și cărăbușul. La fel ca celălalt, nu știu ce specie, dar o să vă spun imediat după ce aflu și veți vedea cum lasă urmele în spate. O să continuăm să explorăm această zonă și o să vă arăt ce voi găsi după aceea. Cel mai interesant lucru de văzut, dar avem aici toată zona asta de aici, este un mușuroi imens de furnici. Nu mai știu exact specia asta de numele exact al speciei acesteia de furnică, dar știu că este o specie de harvester ant. Anul trecut am filmat o altă specie de harvester ant în nordul Greciei, aceea se numea Mesor Barbarus. Această specie nu mai știu cum se numea, însă totuși este un animal interesant deoarece face aceste colonii imense și strânge plante uscate pe care le folosesc pe post de hrană. Puteți vedea aici unde și-a făcut o mică rezervă și cum le cară. Acolo cară uscate acel exemplar. Și putem vedea aici în laterală o grămadă de coji uscate și rămășițe. Asta a rămas din ceea ce au mâncat furnicile astea. Puteți vedea cât de puternice sunt. Spre deosebire de majoritatea, o bună parte din furnici, acestea nu pot înțepa această specie. Și nici Mesor Barbarus nu poate. Dar sunt foarte puternice, puteți vedea și voi. Că acea furnică, care e mai mică decât lățimea degetului meu, cară greutatea aia foarte mare. Vedeți? Nu este cea mai impresionantă creatură, dar este destul de interesant. Aici avem o altă ieșire din mușuroi. Putem vedea cum ies furnicile din ea și intră. Și puteți vedea că sunt furnici de diferite mărimi. Asta se datorează faptului că furnicile acestea au diferite roluri. Avem furnicile lucrătoare care lucrează, după cum spune și numele. Și mai avem și furnicile soldat, care apără colonia, adică acestea mai mari, și avem și furnica regină care depune toate ouăle, din care ies toate aceste furnici. Acolo să le lăsăm în pace. Puteți vedea adâncitura asta aici în nisip.
poate nu vi se pare ceva impresionant sau important, însă aici se ascunde larva unui insect foarte interesant numită ant lion. Și se numește așa după cum spune și numele, pentru că se hrănește cu furnici. Și larva acestei specii face aceste găuri și stă acolo jos. Și furnicile când vin pe aici pe margine nu pot să meargă și pierd echilibrul și cad înăuntru acolo. Și acolo larva atacă cu mandibulele furnica și o omoară. A luat o furnică și am pus-o acolo jos. Și vedeți că nu poate să iasă și larva de ant lion. Vedeți cum încearcă să o prindă. Și a prins, ați văzut? Și acolo s-o trag jos acolo în nisip, unde o să o mănânce. Foarte interesant. Puteți vedea acolo cum se zbate furnica să iasă, însă nu poate. Pentru că larva o trage în jos. Da, o să lăsăm larva asta de ant lion în pace să mănânce furnicul ăsta și vom vedea ce vom mai putea găsi. Avem aici intrarea la o altă colonie de furnici, la o altă specie. Asta e o colonie de nodal desert ant. Am reușit să filmez specia asta la începutul videoului. Ați mai văzut-o, este o specie care se găsește în zona asta, nisipoase. Și sapă colonii ceva genul ăsta, adică au găurica asta așa. Oh! Și mă atacă, m-a ciupit așa, doar că mi-a pus degetul lângă intrarea la colonie. Sunt foarte protective, din câte puteți vedea. Da, da. Nu vreau să le fac nimic, vreau doar să le filmez un pic. Ați văzut și voi, doar am pus degetul aici un pic și a venit și m-a atacat. Foarte bine că își fac treaba furnicile astea. Mai avem aici încă o colonie de nodal desert ants. De data asta colonia e un pic mai mare. Sunt mai active furnicile. Vedeți și voi cât de protective sunt. Adică de-abia dacă mi-am pus și eu degetul aici un pic și se urcă, au, și mă ciupesc de deget, vedeți? Am găsit aici o mică autostradă, aceasta este aceeași specie de harvester ant ca mai devreme și putem vedea că și-a făcut aici un drum, o potecă pe care o urmează toate furnicile, deoarece încolo este colonia și încolo este o sursă de hrană de unde se hrănesc. Și furnicile astea merg pe aici, pe dâra asta, lăsată de feromoni, dâra asta de feromoni, până la colonia lor și de la sursa de hrană până la colonia lor. Și putem vedea că sunt furnice toate mărimile aici care ajută la transportul grăunțelor și semințelor cu care se hrănesc pe perioada când nu mai au ce mânca.